Bună seara! Sunt Andreea Ibaca și vreau să vă spun înainte de orice că sunt o mare, mare microbistă, ceea ce bărbații, desigur, au apreciat tot timpul la mine. Femeile, în schimb, de vreo câțiva ani cel puțin, stau foarte departe de mine. Cred că le dau COVID. Da, mă rog, prietenele mele, de exemplu, acum stau mai departe de mine decât a stat Gardoș de echipa națională. Eu vă zic, să fii suporter în ziua de astăzi este din ce în ce mai greu. Adică înainte asta însemna să te bucuri de victoriile echipei, nu? Acum să fii suporter înseamnă să mergi la meci și să încerci să suporți ce vezi. Domnule Răducioiu, prezent. Ați fost minunea blondă. Da, mulțumesc. Și să recunoaștem că vi se spunea așa, pentru că efectiv făceați minuni timp de 90 de minute pe teren. Ei bine, acum e o mare minune dacă jucătorii rezistă 90 de minute pe teren. Da. Să știți, să știți că ei spun că fotbalul se joacă mai intens acum. Și să știți că în mare măsură eu tind să le dau dreptate. Da, da, e mai intens acum. Adică eu nu mi-amintesc pe vremuri să fie alergat ai noștri atâta după minge, nu? Bine, asta și fiindcă de regulă mingea era la noi. Da, na, sunt nuanțe. Da, oricum, ați fost un jucător fabulos, absolut fabulos. Wow, mulțumesc. Da. Chiar dacă ați făcut și greșeli. Absolut, e uman, e umenesc. Și când spun asta, mă gândesc că a jucat la Dinamo. M-ai ucis? Da, na, au ajuns și ei în Liga a doua și de-abia atunci, da, suporterii au înțeles ce înseamnă să sufere ca niște câini. În altă ordine de idei, să știți că eu am făcut parte din cei care au format litera D, D-ul de la Dinamo, atunci când în tribuna Stelei a apărut mesajul acela, doar Dinamo București. Pai! Vă dați seama cum ne-am simțit noi steliștii? Într-un asemenea moment, ne-am luat-o, ce să mai... Da, faza e că mesajul s-a înțeles mai profund de-abia după ceva vreme, știi? Atunci când adevărata întrebare era, care dintre echipele mari retrogradează anul acesta? Doar Dinamo București! Bravo! În fine, le dorim mult succes, că nici celelalte echipe românești oricum nu strălucesc. Pe bune, pe bune, eu chiar sunt aici pentru că vreau să vă conving pe dumneavoastră, domnilor, că locul femeilor este în galerie. Serios! Unde să se descarce mai bine o femeie după ce face temele cu copiii, da, și își mai ajută și soțul să-și găsească șosetele în sertarul cu șosete? Asta da provocare, nu? Da, dar sunt tot felul de idei de-astea preconcepute. Mă rog, eu nu sunt de acord decât una dintre ele. De exemplu, noi femeile nu prea înțelegem care-i treaba cu offside-ul, știți? Domnule Crăciunescu, haideți, nu explicăm noi mai bine, acum mai simplu pe înțelesul tuturor. Uite, de exemplu, eu sunt la magazinul de pantofi, da? Mă așez la coadă și ajung în față, prima. E soțul, găsește ultima pereche la reduceri, normal, mi-o aruncă peste toată coada. Și eu dacă sunt prima când am prins pantofii, sunt în offside, nu? A înțeles, ce să mai... E, da, dacă eu mă dau un pic așa, mai în spate, și între mine și cea din spatele meu nu e nicio fantă de lumină. Corect. Atunci ori cumpăr pantofii, ori s-a oprit curentul. Păi trebuie să fie două și casierul să-l puneți la socoteală. Tricky, ați vrut să mă încurcați. Tricky. Nu, între dumneavoastră și poarta adversă trebuie să fie cel puțin două persoane. Da, hai mai bine să revenim la fotbal, nu? Și ce mișto ar fi ca și jucătorii noștri să facă treaba asta. Vai. Poate chiar îi criticăm prea mult, nu? Adică pe ei deranjează chestia asta și ne-au și rugat. Au spus să avem încredere în ei. Încrederea aduce victorii. Păi poate e vina noastră ăstora de am crezut că valoarea aduce victorii, nu? Când ne-a zis el Hagi că ar trebui să le ridicăm statuie jucătorilor de atunci, noi ce am făcut? Am râs? Am râs, da? Păi a zis omul, după noi nu mai vine nimic, nimic. Am ajuns să naturalizăm jucători. Păi nu s-a găsit un jucător român să joace fundaș stânga la națională, l-am naționalizat pe Camora? Târziu, că mai aveam puțin, îl naționalizam direct la oficiu de pensii. Am ajuns ca Vasluiu, prieteni, vă zic.
orașul care a fost obligat, practic, să importe bețivi vietnamezi, pentru că bețivii lor erau plecați în Italia. Mă rog, eu zic că a mai fost totuși ceva și după Hagi. Mutu ne-a făcut să mișcăm, da? Absolut. A fost ceva viață acolo. Foarte. Și a mai fost Marica, da, a fost Marica. Dar, mă rog, el a și avut probleme de tânăr. Știți ce zic, da? Că a fost nevoit să arunce prosopul, ce să-i faci? Da. Se zice că noi chiar avem strategie. Nu pe bune, suntem niște nebuni. Dar e strategie pe care n-o bănuiești decât dacă asculți și ce spun comentatorii. De exemplu, jucătorii au fost masați în jumătatea noastră. Păi poate asta e problema. Masați înainte de meci, masați după meci, sau lăsați naiba masajul și hai să jucăm. Sau dacă tot îi masăm, să îi masăm în jumătatea cealaltă. Știți ce zic? Și mai e o strategie la noi. Ci că echipa câștigătoare nu se schimbă niciodată. Am extins-o și la echipa necâștigătoare, nu? Adică jucăm noi cu doi închizători și tot luăm atâtea goluri? Păi n-ar trebui să le zicem măcar că jucăm cu doi deschizători? Nu știu, zic și eu. Da, am ajuns la concluzia că de fapt singurii cărora le mai pasă de fotbal în țara asta sunt suporterii. Noi chiar așteptăm răbdători ca nivelul fotbalului din România să fie măcar peste nivelul celor care pică bacul. Dar până atunci, ce să faci, n-ai ce să-i faci, mai și plângem în tribune, mă rog, mai mult de oftică, mai puțin de la fumigene, cum era pe vremuri. Apropo, nu, n-am fumigene false, așa sunt eu expresivă. Da. Să știți că mi-a părut foarte bine să vă cunosc și eu chiar iubesc fotbalul, așa că aștept cu nerăbdare o generație nouă, serios, domnul Crăciunescu, de fotbaliști, de jucători, care să ne facă să-i susținem și să-i credem până la capăt. Vă mulțumesc! Foarte bine!